Am văzut o situație gravă la Moreni, în Schela Mare. Cunosc foarte bine situația încă de dinainte de 1989. Am copilărit la Valea Lungă. Am văzut că acolo este o problemă cu rețeaua de apă. Pot să vă spun că proiectul de finanțare de la Ministerul Dezvoltării, pe PDC, pe care primăria Titul a terminat acum 4 luni de zile. Nu, un an. Un an de zile. A fost început în decembrie 2006, acum aproape 5 ani de zile, pe către toate primăriile din județul Dâmbovița. Târgoviște, Bucioasa, Fieni, Moreni, Găiești și Titul. Aici a existat un primar care s-a ocupat și a terminat lucrarea. Acolo am văzut că cetățenii sunt încă nemulțumiți și aș reaminti primarului de la Moreni și tuturor celor interesați că în anul 2006, și martorul este primarul de la Titul, am fost împreună cu toții și cu vicepreședintele de atunci al Consiliului Județean, domnul Ion Nicolae, am semnat un document la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în care luam această finanțare de 22,750 de milioane de euro pentru aceste rețele de apă, iar primarul de la Moreni a refuzat ca să aibă o finanțare suplimentară de 6 milioane de euro pentru sursa de apă de la Gâlma Rătei, o conductă care să vină de la Buciumeni, să traverseze spre Bezdeat, Vârfuri, Valea Lungă, Iedera și la care să se lege locuitorii din Titul. A spus atunci, din Moreni, a spus atunci, acum 5 ani de zile, că nu are nevoie de această sursă de apă și există și un document semnat. Primarul de la Titul știe acest lucru și toți primarii care au fost de față, și domnul Toader de la Grei, și domnul Buduiu de la Fieni, atunci era primar la Târgoviște, domnul Furcoiu, Simion de la Pucioasa. Există un paragraf care, într-un proces verbal, spune foarte clar că domnul primar a spus că la Moreni are suficiente surse de apă. I-am precizat atunci, am avut lungi discuții la Ministerul Dezvoltării, în care am încercat tot să-l convingem că greșește și să semneze această finanțare. N-a vrut, a spus că are o sursă de apă suficientă la patru. Dacă dorește, să documentul să află și la primăria Moreni, și la Consiliul Județean, și la primăria Titul, la toate celelalte primării, îi reamintesc acest lucru. Iată că ceea ce n-a vrut să accepte atunci, acum 5 ani de zile, o finanțare de 6 milioane de euro, iată câte necazuri provoacă într-un cartier Schela Mare cu oameni necăjiți, dar care au nevoie, ca orice cetățean european, de apă și canalizare. Domnule, dacă îmi permiteți, să spunem un detaliu de la acea întâlnire. Acei 6 milioane care însemna, trebuia ca fiecare dintre orașe să renunțăm la o bucățică din... Dânsul a fost care era direct interesat, eu la Titul aveam interesul să nu renunț la bănuț. El care era direct interesat a spus că ia din sursa de la Petrom. Deci că de fapt asta era și asta este marea problemă ce se întâmplă la Moreni acum. Dar nu comentez eu ca și coleg de primar, nu altfel, da. Da. Deci asta a fost problema. Cel care era direct interesat să-și rezolve problema, nu a acceptat acest... Cum s-a acceptat, de fapt, și conducta care leagă și rezolvă 3-4 orașe. Vieni, Cucioasa, care apoi și domnul Simion și toată lumea. Valea Lungă, Vișinești, care aveau apă de mai bună calitate și la preț mai mic, pentru că nu mai exista consumul de energie, apa venind prin cădere din munte. Și o sursă de apă curată. Uite cum o greșeală se răsfrânge asupra cetății. Comunității. E păcat, dar rugămintea mea este să nu mai mintă, pentru că există documentele.